Dragii mei, a fost o zi, nici nu știu dacă să-i zic grea. Cred că a fost foarte obositoare, asta clar. Da. Deja am trecut de jumătate, să știți. Și Kuala Lumpur se vede deja. Ce ziceți de asta? Suntem bucuroși? Ne băgăm, mergem. Da. Ne băgăm? Da. Vreau să văd orașul ăsta. Am auzit despre el numai lucruri frumoase și că ar fi o capitală economică, deci mă aștept să fie pe bogăție. În același timp, te gândești că s-ar putea Asia Express termina pentru tine, pentru că acolo este cursa pentru ultima șansă. Știu că sunt niște zile grele, cele de la mijlocul acestui show, dar nu putem să încetinim ritmul, nu putem să coborâm ștacheta și nici nu putem să ne plictisim. Asta e clar. Așa cum nu v-ați plictisit voi astăzi. Deloc. N-am avut timp. N-ați avut timp, știu. După aproape 6 etape complete, îmi dau seama ce înseamnă expres din această sintagmă. Expres înseamnă ceva care merge și nu se oprește. Ții ritmul? Bine. Nu ții ritmul, ești dat la o parte. Asta înseamnă a ți expres. Știu că n-ați mâncat toți din supa aia, dar cel puțin ați gustat-o. Și partenerii voștri au dovedit că pot să fac asta pentru voi. Da. 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 Ce cântată ești, Oana. Am un partener bun care a mâncat două. Mamă. Hai, Mihai! Asta voiam să subliniez. Da. Deci aveți mare... Dar alții n-au mâncat. Alții au mâncat fiecare porția lui. Da, dar alții, echipă, fată plus băiat... Noi când am plecat de acasă, ce mi-ai zis tu mie? Ce ți-am zis eu ție? Bă, la mâncare mă lași în pace. Și tu te lași după mine? Băi, mă, normal că m-am luat, că am crezut ce mi-ai zis. Nu, ai zis mai la astea cu mâncare, eu mă bag bani să nu te prindă mie din ele. Da, dar eu mănânc ce-mi place. Nu ce ai crezut, că o să-ți dea mici? Nu mi-a plăcut. Dacă ne dădea 10 mici cu muștar. Irina, eu văd și lucrurile bune. Nu le spun le de fiecare dată, dar le văd. Și apreciez asta, apreciez. Cred că și Mișu apreciază. Acum da. Dar a trecut ziua de astăzi și trebuie să ne gândim la ce urmează și trebuie să ne grăbim spre Kuala Lumpur pentru că, vă spun eu, merită. Doamne așa. Și va merita mai ales pentru o pereche care avea o zi de vacanță acolo. Cine are? Există cine o asemenea care... pereche printre voi. Mereu există, dar... Știm. Nu suntem noi. Păi suntem legați de competiția asta. Dar ce-au unit primărițele, dar... doar Irina poate să despartă. Să știți că voi puteți să desfaceți legătura respectivă. În sfârșit, mulțumim, stai. În sfârșit am scăpat de cadoul pe care ni l-au făcut primărițele, legătura noastră roșie de la mână. Măcar nu ne-au dă ochea nimeni. Că noi suntem foarte expuși la riscul de a ne fi de ochea de cât de prost suntem. Că nu numai dă frumos să dă ochea omul. Se miră lumea, se uită la noi și zice, Doamne, că proști sunt. Spuneam că printre voi se află un cuplu imun, dar și unul care a avut probleme astăzi și o zi grea, Carmen și Andreea. Cine să fie, cine să fie? Ați ajuns ultimele la mine, dragile mele. Știm, Irina. Știm. Ce se întâmplă cu voi? Nu cred că v-am văzut niciodată așa. A fost o zi foarte grea. Ui, o stare de combinație de greață cu oboseală, cu frustrare, cu tot. Surprinzător, surorile, aflăm că au ajuns ultimele. Noi ne gândim că fetele au un avantaj la autostop. Cu toate astea, ele se pare că au avut o zi grea și au ajuns târziu la final. Poate că n-au probleme cu autostopele, bate. Cu vreo jumătate de oră, 40 de minute înaintea voastră. Ioana și Mane. Chiar mă surprinde că surorile au ajuns pe ultimul loc, cred că e printre primele dăți în competiție, când era au prins o poziționare atât de în josul clasamentului. Și noi acolo deasupra lor, noi ne-am obișnuit, pentru noi nu e o surpriză. Cum a zis Ioana, deasupra lor, nu la coada clasamentului. Păi în ultimii, dar depinde cum o spui. Nicolae și Sorin și Cosmin și Adi au ajuns... aproape la același timp, cu o diferență de câteva secunde. Tot 10. La jumate. Tot 10. E bine. Este pe 2. Eu nu mai vreau să fiu pe 2. Nu mai vreau. De când a început această etapă, ne-am setat imunitatea ca scop principal, pentru că, dincolo de faptul că, sigur, avem nevoie de odihnă, dar toate echipele au nevoie de odihnă, noi avem nevoie să ne salvăm de la cursa asta de ultimă șansă, pentru că vin voturi spre noi. Echipa imună. Tensiune foarte mare. Pe mine mă durea stomacul foarte rău de la fasolea Irina, nu mai spunea odată. Cine credeți voi că este?
Nici nu vrei să ne gândim. Oare cine? Oare cine chiar? Oare cine ne-a legat? Da, exact. Cele mai conștiincioase. A, tu vrei să zici că noi nu suntem. Cele mai cuminți. Noi nu suntem conștiincioase. Cu viteză de primărițe. Au ieșit la vot. Anca și Tanzanina. Imune, sunteți imune, dragile mele. Felicitări. N-am știut să ne bucurăm așa cu artificii. Ne-am bucurat așa noi și cu oarecare timiditate. E adevărat? E adevărat că trăim noi asta. De nu știu câte etape, tot pe locul 2 ajungem. Păi știi cum e, acum stați 4 ani. Da. Mi s-a părut ceva magic. Dar faptul că tocmai pe aceasta am primit-o și să stau liniștită după ce am trăit săptămâna trecută la votare, să stau liniștită fără să mă voteze nimeni și să știu sigur că am trecut în stage-ul următor, asta mi s-a părut cel mai important lucru. Și să fim și în Kuala Lumpur și să ne bucurăm de niște zile. Simțeam cumva că merităm, tot am ajuns pe locul 2, pe locul 2, pe locul 2, pe locul 2. Mă, dar chiar nu putem și noi măcar o dată să luăm imunitatea mare. Uite că am luat-o. Bă, sunt puternice, mă, dracu, nu-mi dau seama. Puternice în sensul că au noroc la mașini, chiar au noroc incredibil, deci nu știu cum fac, dar e doar așa. Și se descurcă bine la misiuni, mă. De pe ultimul loc pe 2. Pare rău. Băi, a doua săptămână la rând. Dacă e să pierzi ceva și ești pe locul 4, înseamnă că n-ai avut prea multe speranțe, n-ai avut șanse, asta e. Dar când auzi că ești pe 2, e supărarea aia că e argint în loc de aur. Iar aici nu e nimic, nici măcar argint. Aia e problema.